O nouă bursă a locurilor de muncă va fi organizată la Drobeta Turnu Severin pe data de 14 octombrie de la ora 10. Absolvenții, dar și persoanele aflate în căutarea unui job, vor avea ocazia de a ocupa cele peste 130 de locuri de muncă puse la dispoziție de angajatori. În vederea creșterii gradului de ocupare a forței de muncă în județ, pentru a oferi posibilitatea absolvenților și altor persoane aflate în căutarea unui loc de muncă de a se întâlni față în față cu angajatorii și de a purta discuții, AJFMM Hedinți va organiza în data de 14 octombrie, începând cu ora 10, la Palatul Culturii din Drobeta Turnu Severin, a doua bursă a locurilor de muncă. Până în acest moment am primit 24 de oferte din partea angajatorilor contactați de către noi, care și-au confirmat participarea la această bursă. Numărul total al locurilor de muncă pe care dânșii le oferă este de 131, din care 4 se adresează persoanelor cu studii superioare, iar diferența de 127 sunt pentru persoanele cu studii medii. Domeniile de activitate în care operează acești angajatori fiind în industria prelucrătoare, în industria ușoară, în comerț, hoteluri și restaurante, alimentație publică, transporturi, construcții și diverse activități de prestări servicii. Pentru bună organizare și desfășurarea acestei acțiuni, noi am pregătit mai multe materiale. Este vorba de chestionare care vor fi completate de către agenții economici și participanți, chestionare care vor fi completate de către șomeri, și de asemenea un catalog cu toți agenții economici care vor fi prezenți în data de 14 octombrie și mai multe pliante pe care le vom distribui atât șomerilor cât și agenților economici. Informații suplimentare privind modul de organizare și desfășurare a acestei noi ediții a bursei locurilor de muncă pot fi obținute la sediul AJFMM Hedinți din Drobeta Turnu Severin sau pe site-ul agenției.